Am revenit la știu. Omenirea riscă suicid în masă, a spus Antonio Guterres, secretarul general al Națiunilor Unite. Canicula face ravagii. Jumătate din populația lumii trăiește în zone cu pericol de inundații, secetă, furtuni extreme și incendii de vegetație. No nation is immune. Yet we continue to feed our fossil fuel addiction. Let's get serious about the finance that developing countries need. At the minimum, stop paying lip service to the $100 billion a year pledge. Give clarity through deadlines and timelines and get concrete on its delivery. Vestul Europei respiră tot mai greu. Astăzi a fost cod roșu de caniculă în Marea Britanie, un risc pentru viața, a spus Agenția Națională pentru Vreme. Temperaturile au trecut de 40 de grade Celsius, peste 40 de grade sunt și în Spania, Portugalia, Grecia și Franța, țări care sunt devastate de incendii. Peste 14.000 de hectare de vegetație au ars în ultimele 7 zile în regiunea franceză, Gironda. Date importante vin și din Germania. Valurile de căldură și inundațiile au produs pagube de peste 80 de miliarde de euro în ultimii ani. Bun, deci este o situație îngrijorătoare. Nu degeaba vin și avertismentele de la ONU și de la celelalte organizații. Nu degeaba au venit și Comisia Europeană să vorbească despre situația asta. Și trebuie precizat foarte clar că aceste avertizări sperie, provoacă anxietate, depresie, frică în rândul oamenilor. De asta ONU vine acum, Antonio Guterres, și spune că ceartă practic statele că nu își duc la bun sfârșit promisiunile făcute de țările aflate în pericol. Da, vino și cu soluții, tu ONU, da? Dă și soluții. Nu veni și certa și arată cu degetul. Vedeți că nu faceți bine. Pentru că este o situație care bagă panică în oameni. Uite, mai devreme am citit ceva că femeile nu mai vor să facă copii de frică. De frică că rămân fără bani, de frică că nu reușesc în viață, de frică că nu știu ce o să se întâmple în mâine, poi mâine, cum a spus și domnul Cristoiu. Nu știm ce se întâmplă peste 2 ani dacă mai existăm ca nație. Deci ideea este că toate aceste situații nu creează decât ceea ce a creat și pandemia în urmă cu 2 ani, ceea ce a creat și COVID-ul. O panică, o disperare, devenim antisociali, egoiști. Și unde ajungi? Nu ăsta este scopul. Păi, domnul Guterres ar trebui să-i certe pe unii mai răi în momentul ăsta. Știi? Certe și el pe cine poate. De ce nu și-a rolul în serios să-l certe pe Putin, să înceteze odată cu războiul ăsta? De ce nu și-a rolul în serios să meargă peste China, peste India, da? Și să le bată obrazul în ce privește cărbunele, că văd că ne întoarcem la obiceiuri proaste, ca să zic așa, ce era până acum rău pentru planetă, deodată a devenit verde. Păi du-te peste Putin și bate-i obrazul. Băi, oprește-te, ia-ți rolul în serios, că e secretar general NATO, ONU, nu? Ia-ți rolul în serios și du-te peste el. Nu ne certa pe noi că încălzim planeta, că nu știu ce face, că suntem irresponsabili. Da, și de-aia ne întâlnim la forumuri, de-aia facem parade pe acolo și declarații peste declarații și nu se întâmplă nimic în realitate, pentru că nimeni nu-i pasă în realitate. Despre asta e vorba. Adică să din panică și ce să facem? Asta facem. Eu nu cred că nimănui nu-i pasă, pentru că totuși am spus mai devreme, ar păduri, incendii. În Italia, spre exemplu, au crescut cazurile la spital, ambulanțele care vin, da, pentru practic cum era în fiecare an, căldură, bla bla, toate astea provoacă și leșini, stări de amețeală și alte probleme cardiovasculare în rândul populației, au crescut cu 10%. Nu e că nimănui nu-i pasă. În Franța oferă apă pe stradă. Chiar am văzut mai devreme că mai multe orașe din Franța au înregistrat astăzi recordul absolut de căldură, printre ele Nantes 42 de grade și în Biscarros 42,6 grade Celsius. Vin, dar nu pot face mai mult de atât, pentru că natura este împotriva noastră. Clima s-a schimbat și o știm asta. Încercăm să forțăm nota. Acum, probabil cu acest război, că rușii vor întrerupe practic gazul către noi, energia, petrol și tot, probabil că o să reușim să facem mai repede trecerea la energie verde.
Mi-e teamă, am discutat subiectul ăsta cu diversi oameni invitați aici în juriu, oameni da, în discuții live pe care am avut aici, oameni de știință, dar chiar fizicieni, și ne-au spus atâta vreme cât consumi energie, nu faci decât să încălzești, indiferent de forma de energie pe care o consumi. Cred că discuțiile noastre sunt de pomană, sunt sterpe, știi, de la un punct încolo, pentru că indiferent cât ne-ar arăta oamenii ăștia cu degetul, facem ceva, faceți ceva, țările nu iau în serios. Bun, și cum să iei în serios? Renunțăm să ne încălzim iarna? Renunțăm să la mijloace de transport? Ne întoarcem în comuna primitivă? Ce vrem să facem? Asta este prețul civilizației pe care îl plătim. Nu renunțăm să ne încălzim, dar hai să ne adaptăm la situația asta, pentru că în momentul în care de ani de zile ni se spune că din cauza activității noastre, a oamenilor, clima se va întoarce împotriva noastră, am ignorat, da? Ei bine, acum chiar asta s-a întâmplat și practic ne adaptăm la noua realitate. Nu mai dăm temperaturile la aer condiționat până la 16 grade să tremurăm de frig vara, nu le mai ridicăm iarna la 28 de grade, 29, 30 de grade, ci până la 25 de grade, ca așa spune și Comisia Europeană. Astea sunt recomandările și oricum recomandările astea nu vin doar din cauza faptului că este acum caniculă căldură. Nu, vin din cauza faptului că este război la graniță și că rusul s-ar putea să nu mai ne furnizeze energie și gaze și petrol. Bun, deci ideea este că trebuie să ne adaptăm la noua realitate. Vrem, nu vrem, asta se întâmplă. Am o soluție, surpriză pentru tine. Împușc doi iepuri dintr-o lovitură. O aducem pe Greta Thunberg, îi dăm naționalitate română și o punem președinte. Și uite cum am rezolvat și problema președintelui și a climei, cel puțin la nivel de România. Și hai avea un președinte care se va lupta cu toată lumea. Apropo de asta, că ai spus că nimănui nu-i pasă și că ce facem acum, uite, la nivel mare, pentru că lucrurile merg în continuare așa cum merg, industria merge așa cum merge. Nimănui nu-i pasă, pasă. Fix la nivel mare mă refeream și eu, dar unii chiar au simțit treaba asta și aici vorbim despre Marea Britanie, pe care am anunțat-o mai devreme că a ajuns la temperatură record de 40 de grade. În urmă cu un an, un tip a făcut un video în care spunea cum o să arate Marea Britanie în 2050. Ei bine, 2050 a devenit 2022 și vreau să-ți arăt și ție clipul următor. Cooler conditions towards the middle of next week. Widely today, temperatures exceeded 36 Celsius, with temperatures from Southampton to Birmingham exceeding 40 degrees at a high of 43 degrees in Worcester. Hello, it's Friday, the 22nd of July 2050, and it's been another extremely hot day across the UK. However, there is a glimmer of hope for some cooler conditions. Da, ne-am lămurit. Și tot din Marea Britanie, apropo, că mai mult de atât, specialiștii anunță că va fi cea mai rea vară din anul 1757 încoace, adică de 250 de ani încoace. Ah, deci asta e noutatea, că s-a mai întâmplat și în 1757. S-a mai întâmplat și în 1757. Păi, dar nu trăim o noutate pe planeta asta, S-a mai întâmplat și în 2003. În 2003, în Franța, că am spus mai devreme despre Franța că a depășit recordul, din cauza caniculei au murit 15.000 de oameni în Franța, iar în 1911 au murit 46.000 de oameni în Franța, tot din cauza caniculei. Deci da, s-a mai întâmplat. Și în 1757 nu prea aveam probleme așa cu industrializarea. Încă era așa, făcea primii pași, ca să zic așa. Dar hai că vreau să-ți mai arăt o poză din Marea Britanie. Uite ce se întâmplă în Marea Britanie din cauza căldurii și caniculei. Și ai spus despre România, ne întoarcem și la noi în România și că noi nu ne pierdem speranța și nici credința. Uite ce face Arhiepiscopia Tomisului. Are o campanie de rugăciuni pentru ploaie. Cum e ca și ploua după rugăciune? Urmează să și dansăm. Până preasfințitul Teodosie s-a rugat la cumpănă pentru ploaie. Mai bine s-a rugat la politicienii noștri să rezolve. Pe câmp au fost aduse și moaștele Sfântului Pantelimon. Da, păi, ca atât știu. Știi cum făceam și chemam și sfințeam și un pod și o stradă? Că noi la asta ne pricepem foarte bine. Asta vreau să zic, că mai bine s-ar ruga la politicienii noștri să rezolve cumva cu irigațiile, că avem o problemă reală aici. Aici chiar avem o problemă reală pe care o putem rezolva dacă ne ocupăm de ea. Dar dacă o lăsăm așa și o amânăm la infinit, irigațiile de-abia acum se discută și de-abia acum se caută soluții urgente.
poate vin în următorii 2, 3, 5 ani, vor prinde bine și atunci. Dar măcar important să se caute, Nemo. Uite, da. Hai să mergem și la Mihai în juriu. Mihai a fondat un ONG, Asociația pentru Promovarea Educației Elementare. Am spus mai devreme despre asta. Mihai, ți se pare că mai mult vorbim decât acționăm? Că Nemo, asta este tare supărat. Păi aici. Sunt tare supărat, da, că mai mult vorbim decât acționăm. Băi, clar asta, referitor la ce v-am spus mai devreme despre implicare. Această asociație a luat viață, să zic așa, în momentul în care m-am plimbat prin pădure și am găsit pe un fag o inimă sub care scria că Ionul o iubește pe Maria. Și am stat în fața inimii alea vreo, cred că jumătate de oră și nu înțelegeam cum cineva poate să-și exprime iubirea făcând rău unei ființe vii. Și după ce m-am enervat că nimeni nu face nimic, nimeni nu știu ce, că statul, că bla bla bla, oricine cineva ar fi trebuit să facă ceva, m-am ajuns de pe munte și am înființat în 2 săptămâni asociația și am spus, băi, de datoria mea, ok, eu am văzut asta, eu trebuie să fac asta. Deci consider în continuare că, ok, vorbim, povestim, dar noi în continuare vrem să pasăm responsabilitatea pe umerii altuia. Deși fiecare în viața lui poate să facă niște mici lucruri, oricât de mic ar fi, dar se poate face. Da, mulțumim Mihai. Hai să ne recolim cu câteva știri. Și Mihai, o să vezi tu ceva acum ce vine Nemo să-ți spună, da? Că a murit romantismul, da? Vorbim după. Vorbim. Hai să ne recolim cu câteva știri, așa, repede.